Și acum tot prin ce treci, dar tot, e prezent, viitor, înapoi în viitor. Tot ce a fost anul trecut, pentru tine ca mag, pentru ceilalți poate că e, se învârte în cerc și se clirui. Pentru mag e altă, are altă semnificare, semnificație, clirurirea cercului vieții, da? Lecțiilor învățate. E la alt nivel, altfel se întâmplă lucrurile, altfel e înțelegerea despre. Un an în urmă, e ca și cum ți s-a arătat ce o să fie. Că omul știe, că nu știe, că își aduce aminte, tu îi spui, vezi că a fost nu știu ce, cam de crapă de o parte și e o zi nouă, de dimineață până seara, e un an nou. E fiecare zi e o zi nouă de dimineață până seara, e prin ce treci, e ce ai, prin ce ai trecut ca și exerciții, poligon, cum am mai zis, simulare, așa a fost. Păi cum simulare, că am trăit pe bune, am fost pe bune, am suferit, am trecut prin ce am trecut, am înțeles că eu am plecat, că eu am înșelat, că el, că ea a înșelat, că ea a plecat, că s-a întâmplat, că nu m-am înțeles în familie, că nu s-a înțeles familia cu tine, cu mine, cu ea. Da, da, e pe bune, e pe simțite, văzute, făcute și simulările sunt pe bune, altfel e un fel de simulare pe bune, viața pe bune, anul pe bune, luna pe bune și după aia e cercul, deja știi despre ce e vorba, da? E un fel de, pentru human being sau human mod 3D, e cercul vieții și înveți și treci prin ce ai învățat și ce nu. Pentru mag e un fel de, devine prezicător, devine, se deschid abilitățile, un fel de aia când devii, da, lucrezi cu energiile. Știi despre ce e vorba în timpul anului, ce se întâmplă și știi pe unde să o iei. Ca să se întâmple la fel, poate că ai nevoie să curăți și să tot clirui. Da? Și omul simplu, de rând, să zicem, care nu a învățat cu energiile sau nu știe despre ce e vorba, o să zic, aha, e lecția care am călcat iar pe greblă, iar am luat-o în freză. Da? Bine că mi-am, acum orice greblă, eu mi-am pus cască pe cap și pot să calc liniștit, da? Și să iau în freză. Și învață lecțiile, da? Tu? Nu. Tu știi prin ce ai trecut și știi, aia o să fie așa, aia o să fie așa, aia o să fie așa. Omul nu știe că aia o să fie așa, vede ceva și zice, stai, parcă mi-am ducat ceva, deci eu trebuie să, eu să aici, acum învăț, clirui, am înțeles, merg bine pe urmagul, e direct, nu mai stai, e așa, aici merg, aici asta fac, asta nu fac. Aici accept, aici nu mai accept. Sau nu mai accept nimic. Tot drumul care l-am făcut nu-l mai fac. Că nu accept nimic. Pentru că... Da, a sărit. Uite, a sărit. Pentru că... ai văzut cum e și unde ai ajuns. Și îți convine? Da? Sau da. Dar nu se știe dacă îți convine tot pe drumul ăsta cum ai să mergi. Că e clearuit deja, atunci ai mers pe drum să-l clearui, ori acum e clearuit și dacă mergi tot pe drumul ăsta și nu cotești, nu te aduce la finalul ăla care ți l-ai gândit sau îl știi. Tu înțelegi unde e, e croșetat, divin, știi cum. Da. Și atunci, ce vreau să zic, deci acolo ești, prezent, viitor, înapoi în viitor, da. Ești un an în urmă, când cu cine rezonează bine, cu cine nu tot bine, când ai cu 2 ani în urmă când ai divorțat, mai mulți ani când ai divorțat, 2 ani în urmă când ai când ai ți-ai schimbat unde să stai, da? Cu 2 ani în urmă, 21,
Bun. Și în 22, trecând prin divorț, prin schimbare de toate, de tăte, de loc, de sat, oraș, de... Da? Și dacă ai suprapus lumea și ești în ce țară ești, îți dai seama. Și ai intrat în programelul, imediat ești înșfăcat de programelul, cineva îți vine, soarta ți-a trimis pe un el sau pe o ea, îți vine și tu nu ești pregătit și te arunci în orice ți se propune, acum știi despre ce e vorba. Da? Acum știi că îți vine. Dar e cumva, ai trecut prin așa ceva și poți să și fii cu cineva lângă acel cineva care îți vine. Tu înțelegi unde ești? Și mergi mai departe deja pe ceva știut cât de cât și clirui așa ceva. Oricum trebuie să clirui. Nu e, a, nu-mi place cu aia, cu asta sau cu ăsta. Vreau altul sau vreau altul. Nu merge, nu merge. Clirui ce ți s-a propus. Gata, s-a înțeles și nu mai. Deci e ok. Aha, moment dismiss și vezi ce e mai departe. E ca și cum de fiecare dată e o lume nouă, nu? Că am lăsat trecutul și intru în lume nouă. Ce am lăsat trecut e ceva ce azi a fost nou. Azi, prezent, viitor, nou. Și ai tras dragoste și ai expirat dragoste, inspirat dragoste, expirat, da? Și ești deja... Ai lăsat ce a fost azi nou, că am mers în ceva nou, da? Acel ceva nou a devenit vechi în următoarea clipă. Tu nu mai ești acolo. Tu îți dai seama ce... E superb, e superb. Păi și eu am timp să stau la... Să gândesc asta de... Că eu am de lucru, am de spălat, de măturat prin casă, am de șters la fund copchii, am de... Da, ar zice cineva. Am de lucru, bărbatul ar zice. Eu am de lucru, și eu am timp să stau la... Da, nu e ușor, nu e ușor, dar poți, pentru că știi prin ce ai trecut, 7 ani în Tibet și țintuit la pat și cu probleme și cu nu știu ce și la job și acasă și se pregătea divorțul fiecare an tot mai aproape și mai aproape și nu înțelegeai unde ești și se pregătea să ți se ia tot și patul de sub tine și tot, tu înțelegi unde ești și poți, poți, despre asta e vorba și mergi înainte cu trezit spiritual, cum reîncarnat, zic cum vrei. Quantum leap și așa mai departe. Acolo.